Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Uitați aici gâștele și vacile. Am lăsat vacile pentru a doua oară anul ăsta să mă duc ele pe deal, pentru că nu le-am dus de dimineață la păscut, că a căzut brumă. Uitați gâștele, am zis să le duc și pe ele, măcar să se mai plimbe puțin, că acum au stat doar prin fața porții. Și să văd dacă o să vrea să stea și ele, dacă nu, le las să vină acasă, că am lăsat ușa deschisă să iasă și găinile, sunt în stradă, să pască. Hai, bi! Uitați, iarăși a mai revenit cea șchioapă. Nu știu ce să fac cu ea. Uitați ce blânde sunt astea tinere, că le dau în fiecare seară pâine și s-au învățat cu mine. Uitați, vacile vor să mănânce. Hai, Iulica, se sperie gâștele de tine. Uitați-le. Hai, băi, uitați-o. Ce blânde sunt acum. Chiar și cele bătrâne s-au mai obișnuit cu mine. Ele ar trebui să fie mai blânde, că sunt de mai mult timp la mine. Hai, Iuli, hai, duceți-vă gâștelor, că nu vă fac vacile nimic. Hai, Iuli, du-te, bi. Hai că nu vă fac vacile nimic, băi. Hai, mai mâncați când se mai opresc și vacile. Și dacă nu au ele chef să mănânce, măcar se mai plimbă până acolo. Și când le las eu să vină, se mai opresc pe aici, pe mai jos, să pască. Că bujora, văd că se tot duce. Băi, haideți că vă calc, haideți. Nu pot să merg de ele, că stau aici toate lângă mine. Uitați asta ce blând este. Gâscanul ăsta este foarte blând. Hai. Hai, hai, hai. Bi. N-am reușit să le filmez bine într-o dimineață ieri, când le-am lăsat afară. Ce zburături au făcut. Hai. Uitați, vacile s-au oprit pe aici. Hai. Le este frică de vaci, nu știu de ce. Vacile se tot duc. O să filmez eu mai bine și vacile când o să se oprească să mănânce. Așa, mâncați, hai. Sper să se oprească vacile. Aici unde tot am fost cu gâștele, că au iarbă frumoasă. Uitați ce au căzut frunzele, dacă a căzut brumă. Hai, bi. Bi. Uitați aici gâscanul, ce blând este. Și gâsca asta bătrână. Doar asta este puțin mai sperioasă, dar se obișnuiește și ea încet, încet. Uitați. Se oprește în fața mea, nu are el treabă că eu trebuie să mă duc, el se oprește. Na, mâncați. Uitați-o pe bătrâna, amândouă bătrânele. Amândoi gâscani aici. Se vede ce tărăboi mare au făcut, că am mai tăiat rățoiul ăla tânăr pe care îl aveam. Să vedeți ce tărăboi au făcut. Haideți că vacile se opresc acolo la mâncare. Uitați că se dau și ele la mâncat. A fost și Alex mai înainte până la mine. Hai. Bi. Ho, bujora. Stai. Bujora vrea să se tot ducă. Sau? Ba nu, uitați că trece. Și ea. Ea este mai curioasă din felul ei. Na, acum aici le place plantele astea. Mâncați gâștelor, uitați ce mai mănâncă. Totuși se mai satură și ele și se duc sătule acasă. Uitați. Bi, haideți mai sus să fiu mai aproape de vaci, că văd că ele se tot duc. Hai, băi, ce ai găsit aici, că nu este nimic.
Hai. Încă este udă iarba pe la umbră. Hai, fetița. Tatălui meu îi place asta mai mult gâsca asta. Și mie mi-o place, să fiu sincer. Uitați. Dacă puteam să fac o poză la bătrâne, la amândouă, of. Nu reușesc niciodată. De ce vă speriați? Dacă bujoara văd că se întoarce. Na, mâncați acum aici că uitați ce iarbă bună aveți. Hai, gâsculiță, du-te. Așa, și vă săturați. După aia vă las să plecați acasă. Vacile, uitați-le, se tot duc pe aici. Le las pe gâște să mănânce un pic, să se sature cât de cât și dacă o să, dacă ori vrea să plece acasă, le voi lăsa. Că acum mănâncă. Uitați ce iarbă bună au. Bătrână, de ce vrei să pleci? Stați, băi. De ce vreți să plecați încă? Na, plecați dacă vreți. Haideți că le filmez să vedeți cum pleacă. Către casă, uitați-le cum s-au dus. Na, duceți-vă dacă voi asta vreți. Deși uitați, uitați. Ce iarbă bună. Uitați-le, nu se mai grăbesc. Ia să mă duc să vă arăt și vacile. Puțin mai bine. Se duc gâștele tot încet, lipa-lipa. Bate vântul puțin, dar sper să mă auziți. Băi, na, uite pe unde se bagă Iuli. Se zgârie toată la uger. Uite-l și pe Nero. Nici n-a știut că a venit cu mine. Acum mă uitam că ce vine de aici. Băi, bătrânule, ai venit cu mine? Nero, hai aici. Nero, hai aici. Bătrânelul. Na, vacilor, acum mâncați. Uitați ce iarbă bună au peste tot. Doar să mănânce. Eu le las să meargă unde dorește sufletelul lor și eu mă duc după ele. Au mâncare peste tot oriunde s-ar duce, că este foarte multă pășune. Dacă mă urc acolo în vârful dealului, se vede foarte mult încolo și în partea asta iarăși foarte multă. Așa că să mănânce, că eu mă așez aici jos. Uitați aici pe Florica și acolo bujora cu Joufi și Iuli nu se vede. A doua oară când vin aici anul ăsta, a fost o singură dată, prima zi în care le-am lăsat și de atunci au fost tot în garduri electric. Și acum le-am mai adus, că până le duceam în gardul electric, trecea ceva timp și mai aproape este aici. Pot să mănânce, uitați ce bună mâncare au. Și gâștele mai puteau să stea, dar ele na, sunt mai sperioase, mai așa. Da, prieteni, o să mă lungesc, am zis să fac un vlog, să vă arăt și gâștele și vacile. Să le vedeți, uitați-le, acum s-au pus pe mâncat, s-au calmat, afară este foarte bine, la soare este cald și atât că mai adie așa un pic de vânt, dar în rest este bine. Și da,
O să ne reauzim săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni. La revedere!